cum era. Dar să zicem că nu ai fi aflat de faptul că ea poate sau poate nu și are făcut dar viața. Ai fi vrut să reluați, având în vedere reproșurile pe care îi le-ai... Eu am fost un domn, sunt un domn și vreau să rămân un domn. E clar că timpul de multe ori cerne multe aspecte. Deci te întreb că e genul de femeie foarte frumoasă. Bine, și cealaltă cu care te-au prins, adică măcar să rămâi cu amintirea faptului că ai avut niște relații cu femei foarte frumoase. Bine, măcar dar genul acesta de femeie, cred că te face să te gândești mult timp la ea și după ce se termină relația. De-aia te întreb dacă eu am avut prietenele mele și... Crești tu, ascultă-mă, relațiile mele... Da, nu zic, nu, mă rog, lucrează în lumea make-up-ului și aceste secrete ale make-up-ului femeile cunosc bine aspectul. Suntem în anii, nu, până la urmă se pleacă de la ceva, eu cred că se pleacă totul de la ceva frumos, nu... Da, 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 da. Că îmbunătățește... Și eu la te cunosc de undeva, arăt bine ca femeie. Da, da, oricât ai... Nu, glumesc, mă, glumesc. Nu fi rău. Nu, ideea... Uite-te tu, are trăsături frumoase, n-are nasul strâmb, n-are o arcadă spartă, n-are... Este o femeie frumoasă, este o femeie frumoasă și o femeie la care... În care am investit mult la vremea respectivă, dar... Repet, dacă n-ar fi fost situația asta în care să o crezi implicată în ceva, ai fi vrut să te împaci cu ea, că cine știe, poate te aude acum, poate aia nu e nimic serios și vă mai dați o șansă. Băi, nu cred că mai există nicio cale de întoarcere, sincer să spun. Pentru că noi am trecut prin mai multe, am avut un an jumătate, aproape doi, foarte intens. Cu siguranță nu poți să ștergi așa. Asta spun. Pentru că eu am fost genul de bărbat și sunt genul de bărbat care mă implic într-un totul și te știu până la ultimul fir de păr. Nu sunt genul de la să te... Deci eu sunt mai nebun, așa suntem noi artiștii și am altă gen de abordare. Dar clar că, uite... Crezi că o ai fi sufocat-o cu... Băi, nu, cred că am... Auzi, Dane, îți răspund cu o afirmație. Aș vrea să mă sufoce și pe mine, cam cum am fost în relația asta. Da, serios. Știi cât m-aș lăsa sufocat o grămadă. Deci nu asta e problema. Problema e că în momentul în care ai tendința și senzația că ți se cuvine totul pentru că așa trebuie să fie un bărbat, nu e ok și la un moment dat trebuie să mai și oferi. Și dacă nu există reciprocitate, se cam duce treaba, pentru că la un moment dat eu devin frustrat. Dacă a fost așa de la început, că dacă a fost așa de la început și ai acceptat 2 ani... Introvertirea ei a fost de la început. Repet, eu o respect maxim. Eu n-am venit aici să vorbesc, o respect maxim, o iubesc pentru ce a însemnat în viața mea și tot ce a însemnat perioada asta, în care eu am investit și am crezut chiar până în momentul culminant de a mă căsători și așa deci mai departe. Deci erau adevărate cumva. Toți greșim, dar problema e că la un moment dat dacă nu reușești să scuturi, să dai la o parte și să vezi esențialul dintr-o relație, pentru că nicio relație în ziua de azi, nu știu, am senzația că în ultima perioadă parcă e un virus. Deci toți prietenii mei, amici, bă, toți divorțează, se despart, cu copii. Da, deci nu știu, e o furie. Ideea este că, ca să spun așa, e o viață tumultoasă, Cezar, în momentul de față, starea mea este o stare de liniște, de împăcare, tocmai aflând strada pe care ea a mers. Eu sunt singur și mai departe cunosc oameni și mă bucur de proiectele mele și de mai ales în luna asta în care sunt... Am înțeles că ai, apropo de proiecte, foarte mai implicat. Mai sunt 2 minute, ești implicat. Da, avem la Ploiești, să zic, la noi acasă, a 6-a ediție a concertului extraordinar de Crăciun, Crăciunul Regal. Acesta este da, este sold out la Casa Sindicatelor din Ploiești, deci pe 13 decembrie. Tot așa se numește? Casa de Cultura Sindicatelor. Vreo 700 de persoane, deci e sala vândută, a 6-a ediție și sunt foarte mândru. Este un proiect pe care eu dau gol. De la producție tehnică, muzicală, eu mă ocup de absolut tot singur. Deci este cumva Crăciunul lui Bănică de la Ploiești, nu? Un fel sau de. Spectacolul de Crăciunul lui Bănică. Deja, bine, sunt mic, eu sunt copil mic, sunt la 6-a ediție. Ca și tradiție. Da, 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 ca și tradiție. Și mă bucur foarte mult pentru că este un fel de copil al meu, un faș, deja are 6 ani. Și Crăciunul Regal, uite că a ajuns și în 2019 și mă bucur foarte mult că deja sala este vândută și invitați și tot concertul va fi adică va fi o seară magică. Cât despre mine, repet, sunt un om destul de n-aș putea spune total împlinit, pentru că, na, știi cum e, ești mult mai vulnerabil când vin sărbătorile și așa mai departe, dar dacă Andreea a mers pe strada ei, eu nu văd de ce nu aș putea să merg și eu pe strada mea. Da,
E adevărat. Acum, repet, depinde dacă... Am avut și foste relații care m-au iubit după ce ne-am văzut pe 3-4 ani și eu cred că am ceva acolo, totuși, care după... Am avut o rază de 8 ani, da? Și după 8 ani ne-am văzut și tot a rămas. Am avut o rază de 5 ani, la fel. Acum. Măcar să rămân cu ceva bun, Dane, da. Asta e nu important. Știu dacă, nu știu dacă te va încălzi consolarea mea, dar și pentru ea vin sărbătorile. Uite-te și tu cum arată, adică e păcat să rămână singură, nu? Băi, da, da. Ți-i vârcuțit o rană. Da, mă, da, da, nu, nu, nu. Glume, acum are glume. Poate, nu, poate, nu e nimic, poate nu e nimic serios și cine știe. Da, Dane, asta e în funcție de ce vă doriți amândoi. Iubirea uneori sparge orice bariere, orice, dar în momentul în care crezi cu adevărat și ești acolo, indiferent de cât am greșit unul sau celălalt, și în momentul în care există reciprocitate, atunci... Asta da, spun. Mai ales că ea sparge. Nu poate să-ți reproșeze că te-a prins cu altcineva din moment ce tu spui că erați... Erați nu, eu am greșit prima dată când am spus și așa mai departe. Eu am, cum să zic, noi am avut tot felul de discuții și în momentul în care, dacă tu ai ce-ți trebuie acasă, dar n-ai nevoie de absolut nimic, înțelegi? Mă rog, e mai complexă discuția. Da. Eu încă o dată o respect pentru ce a însemnat în viața mea și îi doresc o viață fericită în continuare. Vin sărbătorile, îi doresc... Și tu să ai sărbători liniștite, Doamne, și frumoase, ajută, și să-ți ajută. Iasă evenimentul, exact, așa cum, evenimentele cam mai multe, cum îți dorești, și sănătoși, da, să fim. Doamne ajută, mersi mult!